Și doamna procuror are reședința în biroul judecătorului? Păi asta întreb, poate știți dumneavoastră. De ce doamna procuror rămâne în birou, în afara ședinței? Are ceva personal cu judecătorul, nu știți? Ce părere aveți de faptul că doamna procuror stăia în birou cu judecătorul în afara procesului de judecat? Și când am intrat era acolo și când am ieșit a rămas acolo? La noi chestia asta, cu părere de rău, este obișnuită. Da, dar ministrul justiției parcă a zis că e ilegal să mergi la vânătoare cu judecătorii, să te întâlnești în baruri cu judecătorii. Păi, vă spun mai mult, doar dumneavoastră v-ați încredințat personal și nu odată, apropiindu-vă de ușile judecătorilor pe care sunt afișate niște avize în care se spune nici într-un caz nu se poate intrat în birou, se referă la oricine, exact. Numai nu la procuror și la unii, poate și din avocați, care s-au telefonat în prealabil și așa mai departe. Asta este situația. Deci nu se referă conform legii, dar în practică. Exact așa. Data de întâi, aveți posibilitatea pe asta? Da. Când de la ce oră? La 2:30 eu am ședință. La fiecare oră. Eu, data de întâi, este vineri, la ora 9, am cu Spitalul Clinic de Psihiatrie, la ora 10. 10 vă aranjați? Da. Doamna avocat, sunteți liberi?